Daniel, cel care a scris cartea cu același nume din Vechiul Testament, a fost unul dintre acei oameni pe care Dumnezeu i-a putut folosi în generația sa. Când era un tânăr de 17 ani, el a hotărât în inima lui să nu se pângărească, vedem în capitolul 1, versetul 8. Și când Hanania, Mișael și Azaria au văzut pe tânărul Daniel care a stat în picioare pentru Domnul, și ei au avut curajul să stea în picioare pentru Domnul. Capitolul 1, versetul 11. Nu au avut curajul să stea singuri, dar ei au devenit îndrăzneți când au văzut hotărârea lui Daniel. Există mulți oameni astăzi care nu au îndrăzneala să stea în picioare pentru Domnul, dar care așteaptă un Daniel care să ia atitudine. Apoi se vor alătura lui. Vrei să fii un Daniel? Să spui, nu mă voi pângări, nu voi căuta să-i plac împăratului sau comandantului sau vreunui bătrân de căzut sau oricui altcineva. Voi fi 100% pentru ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Există mare nevoie astăzi de o slujire ca a lui Daniel în țara noastră, bărbați și femei care să conducă pe mulți la neprihănire. Acest verset nu se referă la predicatori care predică despre neprihănire, ci la cei care îi conduc pe ceilalți la neprihănire, prin cuvânt și exemplu. Citim în Scriptură și de o altă lucrare, și aceasta este exact opusul acestei slujiri a lui Daniel. O slujire a lui Lucifer. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 4, citim că Lucifer a reușit să obțină milioane de îngeri să-l urmeze în răzvrătirea sa împotriva lui Dumnezeu. De ce a permis Dumnezeu lui Lucifer să înșele atât de mulți îngeri? Cerul a putut fi astfel curățit de toți îngerii nemulțumiți și răzvrătiți. Inimile lor rele nu ar fi fost expuse dacă un Lucifer nu ar fi apărut în mijlocul lor ca să-i conducă în răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu. Și așa este și astăzi. Dumnezeu va permite fraților și surorilor să aibă o lucrare a lui Lucifer în biserică. Ei vor fi îngăduiți de Dumnezeu să meargă de la o casă la alta, să acuze, să spună minciuni și să vorbească de rău, astfel încât toți credincioșii nemulțumiți, răzvrătiți și lumești din biserică să poată fi identificați, expuși, adunați și scoși din biserică. Și astfel, trupul lui Hristos poate fi curățit. Aceasta este înțelepciunea divină.